Câte zile are Crăciunul și ce semnificație are fiecare zi? Crăciunul sau nașterea Domnului este sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie sau 7 ianuarie după calendarul iulian în fiecare an. Crăciunul se sărbătorește pe 25, 26 și 27 decembrie. Fiecare zi are o semnificație aparte. Crăciunul sau nașterea Domnului o sărbătorim la data de 25 decembrie. În a doua zi de Crăciun, cinstim soborul Maicii Domnului și pe Sfântul Nicodum de la Tismana, iar în a treia zi de Crăciun îl celebrăm pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic și arhidiacon al lui Hristos. Prima zi de Crăciun, de cei bine de 2000 de ani, se sărbătorește nașterea lui Iisus Hristos pe 25 decembrie. Această zi în care s-a născut Domnul este sărbătoare care unește toată familia, fiind precedată de multe tradiții precum colindele, împodobirea bradului și venirea lui Moș Crăciun. Primii creștini nu sărbătoreau nașterea Domnului pe 25 decembrie, însă din anul 320 s-a hotărât ca sărbătoarea nașterii Domnului să fie aniversată la data de 25 decembrie. În anul 325, împăratul Constantin cel Mare a desemnat oficial Crăciunul ca sărbătoare care celebrează nașterea lui Isus. De asemenea, el a decis ca duminica să fie zi sfântă, într-o săptămână de 7 zile, și a introdus Paștele o dată variabilă. În a doua zi de Crăciun, biserica o cinstește pe Maica Domnului. Credincioșii merg la Sfânta Liturghie în a doua zi de Crăciun pentru a o cinsti pe născătoarea Fiului lui Dumnezeu. Tot în a doua zi de Crăciun mai este pomenit și Sfântul Cuvios Nicodim, cel sfințit de la Tismana. Sfântul Nicodim era de neam macedonor-român, născut din părinți bine credincioși la Prilep, în sudul Serbiei, în anul 1320, fiind înrudit cu familia despotului Lazar și a domnului țării românești Nicolae Alexandru Basarab. În tinerețe, Nicodim s-a călugărit și a ajuns la conducerea Muntelui Sfânt. Sfântul Nicodim s-a mutat la cerul la o vârstă înaintată, de ziua de 26 decembrie în anul 1406. În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, este celebrat Sfântul Ștefan, unul dintre ucenicii lui Iisus și primul martir al bisericii creștine. Se spune că acesta îl ajuta pe bolnavi și pe cei care se judecă de multă vreme. Iar în această zi persoanele certate trebuie să se împace. Numele era de origine greacă, Stefanos, și înseamnă coroană, ghirlandă, cunună. La român, numele de botez sunt Ștefan, Ștefania sau Ștefana și derivate ale acestora fane, fănel, fănică, făniță și fana.